veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului, pe care îl binecuvântăm și de data aceasta, studiind omul în anatomia fizică și spirituală, evident partea care ne privește pe noi, am ajuns la picioare, la umblare, numite de Eclesiastul cele tari, cele care ne fac să fim antropos, să umblăm pe ele, să fim cu privirea în sus, ne deosebesc de celelalte viețuitoare ale Pământului, evident, alături de multe alte aspecte, privind la umblare, atât în plan fizic cât și spiritual, ea îl caracterizează pe un om. De exemplu, Solomon scrie în Proverbe, capitolul 2, de la versetul 10, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. O privire de sus în jos, de la minte, ca să te scape de calea ce are, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă rău, își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Versetul 20. De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Ceea ce dictează mintea se reflectă în umblare, adică străbate întreaga ființă umană, direcționând-o pe calea cea bună sau cea rea. Să privim mai întâi la picioare, la funcțiile lor în plan fizic și, într-o a doua parte, la umblarea în plan spiritual, la sensul figurativ al umblării. Dumnezeu ne-a oferit prin creație câteva funcții generale. De exemplu, avem mișcarea în El, posibilitatea de a ne deplasa. Picioarele ne poartă o viață întreagă. Gândiți-vă la oamenii care s-au născut lor sau care au umblat o vreme, amintiți-vă de acel fiu al lui Ionatan, Mefiboset, care de la vârsta de 5 ani era olog. O vreme a trăit în condiții obișnuite, apoi a fost la palat, o altă criză, dar toate astea doar din cărucior, cum am spune noi. Sau sunt situații când unii oameni sunt legați, închiși. Scriptura spune în Fapte 16 despre Apostolul Pavel că în închisoarea din Filip se afla cu picioarele în butuci. Le avea, erau bune, dar nu putea să le folosească, era imobilizat. Noi ne putem deplasa și așa după cum a spus Dumnezeu despre evrei în Deuteronom, capitolul 8, despre umblarea prin pustie, totul s-a făcut prin mersul pe jos, scrie aici în 8:4, printre altele, nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Dumnezeu le-a dat rezistență. Și fie că e vorba de un mers mai ofițeresc, poate mai specific bărbaților, fie că este vorba de un mers mai gingaș, specific părții feminine, totuși se cade să fim recunoscători Domnului că putem să umblăm, să ne desfășurăm viața, să fim alături de cei dragi, să mergem la servici, să venim acasă, să umblăm împreună. Numai poate că uneori nu știm să ne mișcăm încotro ar trebui și să ne ducem la cine ar trebui să ne ducem. Vă citesc din cartea Rut despre o tânără care a decis în posibilitatea fizică de umblare, capitolul 1, versetul 16, nu sta de mine să te las să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. A decis să facă deplasarea aceasta alături de soacra ei, un caz bine cunoscut, să nu lase singură în viață. Uneori face mult doar să te duci să fii alături de cineva. Picioarele te ajută să faci un drum împreună, să te duci să fii împreună cu cineva drag sau cu cineva cu care este necesar să te întâlnești, să ai o relație. Citesc și din cartea Estera despre Mardoheu, care făcea niște plimbări tare înțelepte, dacă le putem zice plimbări, în sensul că se deplasa, dar mergea acolo unde trebuia, scrie în 2:11, și în fiecare zi Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să vadă cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Poate uneori ne-ar fi greu să mergem până la școală, să vedem ce au făcut copiii, să venim înapoi, deplasări înțelepte. Deci toți cei care avem picioare sănătoase, să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune, ca să știm încotro să mergem, unde să ne oprim,
ce deplasări sunt binevenite să le facem. De asemenea, este foarte frumos și plăcut că ni se zice, haidem la casa Domnului și picioarele ne pot umbla și se pot opri în curțile casei Domnului. Ne putem deplasa în lucrarea Domnului, la biserică, în misiune. Deși uneori, poate unii consideră că sunt prea obosiți, că îi lasă picioarele, iar când îi vor lăsa cu adevărat, vor zice, ei, dacă m-ar mai ajuta acum pe mine cele tari, ce m-aș duce la biserică, ce m-aș duce într-o parte, într-alta, să vizitez frații, să fiu prezent în lucrarea Domnului. Spunea Moise către Faraon, răspunzând întrebării, cine va merge? El a spus toți, și bătrânii, și copiii, și femeile, toți trebuie să ne ducem, să aducem o jertfă înaintea Domnului. Nu ne putem permite să lipsim. E adevărat, când venim aici la casa Domnului, zice înțeleptul în Eclesiastul 5:1, apropie-te bine să asculți, dar păzește-ți piciorul. Vezi, și la propriu și la figurat, ce faci, cum umbli. Dar pentru aceste deplasări, care sunt un har în lucrarea Domnului, vă citesc din cartea profetului Zaharia, din capitolul 8, o profeție care putem considera că se împlinește și în lucrarea din Noul Testament, în planul Evangheliei. 8:20-23. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii de cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor, vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acele, 10 oameni în toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de pe la haine și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Deci este și o conotație spirituală acestei profeții, dar este și un aspect fizic. Ne adunăm, ne ducem în misiune, într-o parte, într-alta. Străbatem lumea aceasta, căci așa a spus Domnul Iisus, să ducem vestea bună, să alergăm așa ca femeile, după ce au auzit cuvântul învierii la mormânt. Așa a făcut și Domnul Iisus. Despre el este scris, printre altele, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38. După ce Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, el umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Și ducea prin toate cătunele, prin toate satele. Amintiți-vă că în Ioan 4 este scris că era obosit lângă fântâna de la Sihar. La fel au făcut și ceilalți apostoli, în mod special apostolul Pavel, a străbătut și cu mijlocii de transport, dar și pe jos, uneori datorită problemelor ridicate de cei din jur, să se ducă într-o parte și alta în lucru Domnului. Scriptura spune că în asemenea situații, pentru cine umblă, atât în sens figurativ, dar chiar în sens propriu, sunt frumoase picioarele celor ce vestesc Evanghelia, care se duc în lucrarea Domnului. Când auzi pașii unor astfel de frați, este o plăcere. Știi că vin nu să scuture praful, asta ar face la întoarcere, dacă nu-s bine primiți. Ei vin să aducă, cum zice Pavel, în intenția lui de a merge la Roma, vreun dar duhovnicesc pentru credincioșii de acolo. Cele mai speciale umblări, tot în lucrarea Domnului, și chiar în plan fizic, sunt cele prin credință. Gândiți-vă că nu i s-au tăiat picioarele lui David în timp ce mergea în fața lui Goliat. Ți-ar fi venit să fugi în partea cealaltă? Totuși el a îndrăznit în numele Domnului. Știți că Pavel, într-o împrejurare, a fost împiedicat de frați, că el vrea să meargă acolo în fața mulțimii. Avea credință, fiind vorba de o umblare prin credință, dar umblare fizică, să ne amintim de apostolul Petru, care este descris în Matei capitolul 14, că alături de Domnul Iisus, pentru câțiva pași, câteva momente, scrie aici în versetul 29, a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Iată ce deplasare specială, care făcea abstracție de orice lege fizică. Așadar, să ne folosim picioarele pentru cele necesare vieții, dar să nu uităm că ne sunt date și pentru lucrarea Domnului. Să le îngrijim, să îngrijim și picioarele sfinților. Scriptura spune, atât de actul spălării picioarelor, cât și de o condiție, de exemplu, pentru o femeie, ca să fie trecută în lista vădurilor, în 1 Timotei capitolul 5, să fi spălat picioarele sfinților.
Adică să fii îngrijit de frații care au făcut deplasări și au poposit în casele lor. Și în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament sunt mai multe imagini când oamenii obosiți de călătorie au întâmpinat o gazdă primitoare și le-a pus la îndemână condiții ca să-și spele picioarele, sau unii care au vrut să fie pe deplin dăruiți și afectivi cu oaspeții lor, le-au spălat picioarele ca cei veniți la ei să se simtă bine, să se odihnească. Amintiți-vă de Avram, de Lot, de ceea ce i s-a spus lui Eleazar în casa lui Betuel. Amintiți-vă de acel moment din Cartea Judecători, capitolul 19, dar în mod special să ne amintim de situația relatată în Ioan, capitolul 12, când Domnul Iisus a fost primit în casa din Betania și scrie aici în versetul 3 că Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Fapt apreciat de Domnul Iisus datorită atitudinii ei interioare de iubire. Picioarele nu trebuie îngrijite să punem veriș la ele, să le îngreunăm pe degeaba. Cum scrie în Isaia 3 că s-a întâmplat în unele vremuri. Se întâmplă și astăzi la oamenii care înțeleg că trebuie să se înfrumusețeze în felul acesta. N-are niciun farmec sub vizorul înțelepciunii. Dar trebuie să ne îngrijim de cei care umblă în lucrul Domnului și să apreciem umblarea lor, truda lor. În Vechiul Testament erau și anumite simbolisme referitoare la acoperirea picioarelor, descoperirea sau descălțarea cuiva, în mod special cele legate de legea răscumpărării, pentru detalii de Deuteronom 25 și un caz în Cartea Rut. Haideți să privim tot în plan fizic la ce se întâmplă când omul cade în păcat, la ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei după abaterea omului, după căderea în păcat, cum oamenii au mers chiar cu picioarele acestea fizice în drumul păcatului. În Cartea Proverbe sunt mai multe referințe, încep prin cele din capitolul 1, unde scrie de la versetul 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștiga de ei. Versetul 15 și 16. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Și tot în Proverbe 6 cu 18 este scris că printre lucrurile urâte Domnului sunt picioarele care aleargă repede la rău. Aici sunt și alte organe urâte Domnului, ochii, trupa și limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și inima care urzește planuri nelejuite. Dacă ne provoacă un coleg, un cunoscut, hai cu mine, nu este înțelept, să zicem bine, vin, dar unde? Păi uite, avem o afacere, dar este corectă? Și astfel încep picioarele noastre să umble, să fim prinși în stări vinovate. Să reținem îndemnul Psalmului 1. Ferice de omul care nu se duce. A, nu, că eu mă duc. Deci picioarele sunt seduse, eu sunt prezent într-un loc rău, dar presupun că nu o să-mi dăruiesc mintea. Mi-am dăruit numai picioarele și trupul, am lăsat să se deplaseze. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Niște picioare înțelepte, arcăroși mușchi, aș zice în sensul acesta, nu se declanșează, nu se mobilizează pentru a fi prezenți într-un loc păcătos. Nu se arcuiesc să stea unde nu este de asta. Că e mare lucru să nu fii prezent într-un loc rău, ești păzit de ispit și neînțelept să spui, a, eu stau aici că n-am probleme. Nu, spune Scriptura în fața unor lucruri să fugi, să ai picioare bune, să te asculti și să faci deplasarea, mutarea care se cere. Sunt ispite provocatoare, fie dacă e vorba de lăcomie, de exemplu, să te duci undeva într-un loc ispititor pentru a face o afacere necurată, fie cu atât mai grav dacă e vorba de o provocare a preacurviei. Revin la Cartea Proverbele unde citesc de la capitolul 5, versetul 5. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Și tot din Proverbe, capitolul 7, versetul 11. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Deci păcatul cuprinde întreaga ființă. Și îți mobilizează inclusiv picioarele și se fac deplasări vinovate, păcătoase, care îl trag pe om în prăpăd și în pierzare. De ce este înțelept să ne stăpânim întreaga noastră făptură? Doamne, ajută-ne! Să avem curajul să spunem, nu vin, piciorul meu nu va călca acolo.
Iată și câteva situații, cartea Numeri, capitolul 22, unde este descris Balaam, care a primit vizita unei delegații a împăratului Balac, a respins provocarea, a venit o altă delegație mai de seamă și a pornit la drum. Deși el a făcut deplasarea cu măgărița, picioarele lui erau vinovate de acel drum și parcă în mod simbolic, scrie aici în versetul 25, măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Cu alte cuvinte, picioarele lui erau vinovate. Ar fi fost bine să le strângă mai tare. Mai bine s-ar fi dus la un doctor atunci cu ele, să fie în ghips, decât să se ducă în acel drum al păcatului. Unde a făcut deplasări, de pe un deal, pe altul, după cum credeau dușmanii evreilor că poate să-i blasteme mai ușor. Nu s-a mai întors din acel drum. Iată cât de important este să te duci unde trebuie sau să nu te duci unde este interzis. A fost un alt profet despre care scrie în Împărați 13. A plecat din Iuda la Betel să rostească un mesaj din partea Domnului împotriva altarului din Betel și a religiei instituite prin Ieroboam. Și Dumnezeu a dat un consemn. Să nu te oprești, să nu mănânci acolo și să ai grijă la drumul pe care te vei întoarce. Dar el n-a respectat cele spuse din partea Domnului și după ce a fost înșelat, deși mai întâi a fost gata să asculte, a plecat pe alt drum, dar a fost înșelat de un profet local. S-a întors și în drumul lui a fost ucis de un leu. De ce? N-a respectat traiectoria dată de Dumnezeu. Dacă vreți uneori să vedeți dacă suntem într-o stare bună sau nu, e suficient să te sune cineva. Spune-mi unde ești. Poate la telefon putem minți. Dacă și un copil care trebuia de la școală să facă deplasarea spre casă, dar este dus la un coleg să vizioneze nu știu ce și îi spune, mama, acum vin, dar unde ești? Pe drum. Da, dar locul unde te-ai dus cu picioarele ți arată vinovăția sau respectiv nevinovăție. În cartea profetului Ieremia voi surprinde un alt exemplu, în capitolul 42. Ne aflăm aici imediat după subjugarea babiloniană și distrugerea Ierusalimului, nimicirea templului. Și la câteva luni după aceasta, câțiva evrei rămași voiau să se ducă în Egipt, neapărat. Cum ar vrea acum unii români, neapărat mergem în cutare țară sau ne mutăm undeva. Au întrebat pe Domnul, un fapt bun. Și scrie aici, în versetul 14, citim și 13, partea finală, nu vrem să rămânem în țara aceasta, nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom auzi nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiții, nici nu vom duce lipsă de pâine și acolo vom locui. Mergem unde vrem noi. Iar în versetul 19, Ieremia zice, rămășiția lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta. Că uneori noi spunem, nu, mă duc acolo, dar în schimb cu mintea voi rămâne a Domnului. Nu, nu, Dumnezeu, dacă vrei să fii pocăit, te spune și unde să fii și ce să faci. De exemplu, e foarte importantă deplasarea la casa Domnului. Nu-i tot una să spună cineva, nu, eu mă rog și acasă. Auzi, du-te acolo, unde sunt și frații, folosește-ți picioarele. Sau unii, cum spuneam, sunt prinși de lăcomie. Citeți versetul din 1 Timotei 6, unde poate fi luat și în sens propriu și în sens figurativ, 6:10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea. Prima relevanță este cea figurativă. Dacă să umble după bani înseamnă drumuri, să te implici, au rătăcit de la credință, tot la modul figurat. S-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Dar asta presupune și drumuri ca atare. Iar mai sunt unii care umblă degeaba și le merg roțile fără volan sau fără înțelepciune. Scriptura spune în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, că unele femei, și sunt și bărbați în postura aceea, despre ei scrie în 2 Timotei 3. Dar aici citesc despre femei, se deprind, adică se obișnuiesc să umble. Nu că atunci învață să umble, dar atunci învață să umble pe unde nu trebuie. Din casă în casă, fără nicio treabă. Unde mergi? Mă duc până la vecina, mă duc până la cumnată mea, până la o soră. Dar de ce? Mă duc până la ea, unde ori se spune în povești sau alte expresii similare. Drumuri inutile, fără niciun rost. Chiar plimbările tinerilor acum sunt și plimbări cu sens, cu scop. Dar toată ziua așa să bați bulevardul, ca cea din proverbe care nu putea sta acasă, nu-i deloc înțelept. Sau sunt unii, poate în cazul băieților sau altora, care le place
prea mult plimbarea sau scopuri fără sens duhovnicesc. Pentru aceasta citesc din 2 Împărați capitolul 2 despre fiii prorocilor care, deși conștienți prin Duhul că Domnul îl răpise pe Ilie, ei au propus profețului Elisei, așa după cum scrie aici în versetul 16, să se ducă vreo 50 dintre noi să caute pe stăpânul tău. El a zis, noi trimiteți. Dar ei au stărui multă vreme și el a acceptat. L-au căutat 3 zile. Pe unde? Pe unde bănuiau ei copii? Pe vreun munte sau pe vreo vale? Apoi s-au întors și Elisei le-a zis, nu v-am spus să nu vă duceți. După ce ați umblat, degeaba le putea spune. Ca să se piardă vremea când viața e așa de scurtă, iar alții sunt blestemați, dragii mei. Sunt pedepsiți ca și Cain să fie pribegi și nu-și găsesc locul și umblă fără sens și n-au liniște. Despre ei se poate spune, cum a zis Mica, despre Zedechia, care a prorocit în fața lui Ahab, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie să te ascunzi și nu-ți vei găsi locul nicăieri. E mare lucru să fii unde trebuie, să umbli cu rost și când te așezi și stai sau te culci, să poți sta liniștit și să ai pace. Doamne, dă-ne-o, te rugăm. Să trecem acum la umblarea spirituală. Situație în care, iară, pot să fie deplasări bune sau rele, sau, cum a zis Ilie către israeliți în 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21, până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele. Bieții de ei nu mai mergeau nici într-un picior cu cârjă măcar. Erau trântiți la pământ. Nici o înaintare. Să observăm cum este umblarea lumii, că Dumnezeu a permis oamenilor să umble. Încotro vor ei, pe căile lor. Pune Scriptura, am ales doar un verset, fapte 14 cu versetul 16. El, adică Dumnezeu, acestea sunt cuvintele lui Pavel din Listra, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Dar toate aceste umblări sunt responsabile, sunt vinovate dacă sunt rele. Căci înțeleptul spune în cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ce înseamnă, de fapt, a umbla pe o cale? Spune Scriptura în mod repetat în Vechiul Testament despre împărați, a umblat în calea lui Roboam. Despre mulți dintre ei. Să citim numai despre doi. 1 Împărați, capitolul 15, versetul 34, despre Baeșa. El a făcut ce este rău și a umblat în calea lui Roboam. Și despre următorul și despre celălalt, sau 16 cu 25 despre Omri și 26. A umblat în toată calea lui Roboam. Ce înseamnă asta? Să umbli în calea cuiva? Adică să accepti ideile lui, să-i practici principiile, să te duci după el, e un sens figurativ. El îți este mentorul și cum zice el, așa faci tu. El îți este păstorul și ești oaia lui. Te duci pe drumul trasat de el. N-a fost singura cale vinovată. O încercare sincretică de formare a unei religii, căreia să se spună că este a lui Iahve, dar era după imaginea păgânilor. Scriptura vorbește și de alte căi și de oameni care au umblat după acei oameni rătăciți numiți, fără lumină, care nu știu încotro merg. De exemplu, în Iuda, capitolul 1, versetul 11, se vorbește despre alte căi. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Toți care fac ca și Cain, se poate considera că merg pe calea lui. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, altă cale, din dorința de câștig. Alții au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Deci picioarele noastre încotro ne duc ființa noastră spirituală. Unde? Unde ne atrag ochii, unde ne atrag poftele dacă nu suntem atenți. Și urmăm filozofia cuiva și mergem după el. Și unde va sfârși el, acolo va fi și finalul nostru. Astfel, umblând în asemenea căi, umblări vinovate, se săvârșesc păcate sau alte vinovății. Dar există totuși o legătură între umblarea fizică și cea spirituală, figurativă. De exemplu, dacă umbli să faci rău cuiva, te duci la o autoritate, știu eu, sau dai la poliție, la tribunal, să umbli să-ți cauți, știu eu, oameni de care să te slujești. Ești prins într-o înșelătorie, te-a prins o cale a rătăcirii din dorința de câștig, faci deplasări. Toate astea se suprapun. Ce frumos scrie despre Rut în
Cartea ce poartă numele la capitolul 3, unde în versetul 10 sunt cuvintele lui Boaz: fii binecuvântată de Domnul, fică. Drumurile ei, și spirituale și fizice, au fost drumuri curate. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri săraci sau bogați. Iată că se poate ca cineva, băiat, să umble după fete sau fete chiar după băieți. Și cuvintele se-l arate încotro se deplasează, dar și pașii, unde se duce. Ca să nu mai vorbim de nedreptăți sau alte lucruri după care umblă oamenii. Ei, toate astea își vor avea o răsplată. Vorba din popor, fiecare după ce umblă își capătă. Adică se va întâlni cu ceea ce a căutat. Faptele lui se vor întoarce cu vremea asupra capului lui. Domnul să ne păzească de drumurile păcatului și de umblarea după Domnul puterii văzduhului, oamenilor care trăiesc după deșertăciunea gândurilor. Și să știți că foarte multe filozofii din lumea asta, după cum le-a debitat mintea unora, evident că sunt infuzii și inspirații demonice, și s-au dus după ei. De exemplu, cum a apărut comunismul? Au fost câțiva precursori și toți, o nouă cale, ca să nu mai spun de ideile din religie. Cineva a venit cu o idee, au adoptat-o și au mers după el. L-au luat înainte și a devenit fondator, a avut ucenici care i-a urmat calea. Noi ne-am propus să-L urmăm pe Domnul ca mare păstor. Și nu-i voie să ne abatem, că ne pierdem, ne prindem în hățișurile lumii acesteia, în spinii păcatului, lăsându-ne prinși cu înșelătoriile lumii acesteia. Vor năvăli asupra noastră, vor fi fel și fel de voci care ne cheamă în toate direcțiile. Noi să ne ținem de calea cea nouă și vie și să pășim doar acolo unde se merită să pășim și nimeni niciodată să nu ne vadă, să nu ne găsească duși nici cu pașii fizici, nici cu mintea, vreo deplasare la nivel de spirit, ci să umblăm, chiar să dăm năvală spre împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne îndeamnă, vorbind de umblarea în plan spiritual, vă citesc mai multe versete din Psalmul 119, cum să umblăm pe calea Domnului sau ce înseamnă a merge pe calea Domnului. Așa cum este cel mai frumos, încă din tinerețe, de aceea scrie la versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea. Că știți că dacă umbli cu o încălțăminte unde este un drum murdar, te murdărești, îndreptându-se după cuvântul tău. Deci a merge pe calea Domnului înseamnă a păși cum îți cere Dumnezeu. A umbla în căile Lui înseamnă a-L urma, a-L asculta. El îți spune, du-te pe aici, fă așa, ascultă-mă. Alte versete, 29 și 30, rugăciuni înțeleaptă. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. M-am hotărât să mă duc doar pe calea adevărului. Refuz vreo cale a minciunii, a stricăciunii. Apoi versetul 59. Mă gândesc la căile mele. Doamne, ce am făcut bine este? Și-mi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Uneori în viața spirituală e ca la volan. Așa, o neatenție, discuți cu cineva, te uiți după peisaj, ba, te provoacă un alt partener de la trafic și nu păstrăm mersul pe banda noastră, după jaloanele trasate. Și atunci trebuie să îndreptăm volanul. Păi, stai că eu mă îndrept spre șanț. Și nu întotdeauna sunt ca și cum este la anumite drumuri o bandă albă cu ceva care vibrează să te sesizeze. Trebuie să fii atent. Repet versetul. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Și tot de aici citesc din acest psalm versetul 101 și apoi de la 104. Înțin piciorul departe de orice drum rău ca să păzesc cuvântul tău. Deci cât mai către centru, am spune, cât mai aproape de adevăr, nu la limite, ieri prea riscant, dragii mei. Versetul 104. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice calea minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. De aceea putem merge drept, că ne învață cuvântul. De aceea tinerii noștri nu participă, care ascult, în locuri vinovate la plăcerile păcatului. Cum spunea Ieremia, n-am stat împreună cu cei răi la ospețele lor. Nu mă duc acolo. Nu voi fi prezent la un loc vinovat. Mă voi păzi departe de așa ceva. Nu voi gândi aproape de păcat și mă voi ține aproape de calea Domnului. Cu acest îndemn a început Noul Testament, cu lucrarea lui Ioan Botezătorul,
De aceea este scris în Luca 1:79 că Domnul a vrut să ne lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții și să ne îndrepte picioarele spre calea păcii, în a reconcilia cu Dumnezeu. De aceea este important, pentru că alții vor veni după noi, să știm unde ne ducem, ce facem. Își spune în Evrei capitolul 12, versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătea să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat, să nu ne vadă nimeni într-un anturaj rău, nici într-o stare nepotrivită. Că dacă nu vom umbla în căile Domnului, vom cădea în cursile diavolului. Câtă vreme umbli după Domnul, nu te atacă nimeni. Ești ca și creștinul din călătoria lui John Bunyan. Dacă te abați, cazi în mlaștina deznădejde, a să-ți fie mai comod. Cazi în legăturile păcatului, că te-ai abătut din drum. Dacă vom merge drept, Domnul va zdrobi pe Satana sub picioarele noastre. Dar dacă te duci în căile lui, numai că o să-ți muște călcâiul, o să-ți prindă întreg sufletul, vei cădea ca și pasărea în laț. În ideea aceasta citesc doar din Proverbe capitolul 3 și să luăm aminte și cei care sunt prinși în stări vinovate, să știți că le-a prins diavolul piciorul. Pe calea Domnului nu ești prins niciodată. Scapi, ești biruitor. A spus Domnul, veți călca peste lei, peste șer, peste pui de năpârci și nu vă poate vătăma. Dar du-te pe calea Domnului. 3 cu versetul 21. Repet, a merge pe calea Domnului înseamnă a-L asculta. Ai păzit învățăturile, fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Versetul 23, atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă, când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te vei teme nici de spaimă năprasnică, nici de năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Picioarele sunt și un simbol al vieții sau al morții, care e mort, nu mai este pe picioarele lui. Știți, Domnul este Cel ce ne păzește, dar dacă vreți să ne păzească, să stăm în perimetru voii sale. Căci cine poate să calce peste lei și peste șerci și pui de năpârci? Cel ce stă sub tocrotirea lui Dumnezeu, Cel ce umblă în căile lui. Și închei cu două idei scurte, ca și concluzii acelor spuse. După ce omul a fost alungat din rai și nu mai avea harul părtășiei și întâlnirii cu Dumnezeu, e totuși un har și Dumnezeu vrea să ne-l ofere, să umble Dumnezeu cu noi sau noi cu El. Dacă vom refuza căile păcătoase, Domnul ne va oferi compania Lui. Acesta e cel mai mare har pe pământ, se scrie despre unii, au umblat cu Dumnezeu. Să calci și tu lângă pasul Domnului. Dacă mergi într-un drum, să știi că îngerii Lui sunt cu tine. Noi oamenii, în lumea aceasta avem un sentiment al străinătății, al fricii. Și când e Dumnezeu cu tine, te poți duce. Pentru evrei a fost un blestem să se teamă și de un foșnet a unei frunze. Dar dacă Domnul este cu noi, avem mare har. I-a făgăduit Dumnezeu lui Iacov și poate fi generalizat pentru tot Israelul spiritual. Cartea Genesa, capitolul 28, versetul 15. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Doamne, fii cu noi! Tot în ideea aceasta mai adaug din Isaia, capitolul 58, versetul 13, că e foarte legat de umblarea noastră, și fizică și spirituală. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, adică dacă atunci când este vremea de adunare, vii la adunare, Domnul e aici cu tine. Doar dacă umbli în drumurile tale și mergi la afacerile tale, când Domnul te așteaptă la rugăciune sau la biserică, să n-ai pretenția și certitudinea că Domnul e cu tine. Iată ce scrie mai departe. Ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale și nenelegindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, eu te voi sui pe înălțimile țării și te voi face să te bucuri de moștenia tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Cine nu umblă pe văile păcatului, când este vremea să urce pe muntele Domnului, se va bucura cu Domnul pe culme. Doamne, ajută-ne! Și, în ultimul rând, să știți că drumurile noastre arată direcția noastră. Cine merge cu Domnul, în final, va ajunge în cer. Este ca și un macaz. Care ți este direcția? Acolo vei ajunge. Voi citi din Matei 25 cu 46. Și aceștia, cei blestemați,
vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. E un sens figurativ, dar va fi și un sens propriu. Picioarele noastre vor păși pe ușa raiului. Ne vom așeza la masă cu sfinții și alții vor păși spre flăcările pierzării. Haideți să ne oprim astăzi în loc și să rugăm pe Domnul, dacă suntem pe o cale rea, să ne ducă pe calea veșniciei, pe calea cea bună, ca să mergem în fericirea veșnică. A Domnului să fie slava în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.